Lovitură gravă pentru Austria. Bulgarii se revoltă dezbaterea prinse cu privire la spațiul Schengen. Președintele Bulgariei, Rumân Radev, a explicat recent că deschiderea granițelor aeriene și terestre este deosebit de importantă pentru țara lui. Rumân Radev a vorbit despre faptul că Viena este dispusă să lase Bulgaria și România să intre în Schengen, dar numai cu spațiul aerian. Pentru țara noastră este deosebit de importantă și deschiderea granițelor terestre din spațiul Schengen, nu doar a celor aeriene, așa cum au admis că ar fi posibil de anul viitor țările de jos și Austria, cei mai înverșunați oponenți a intrării țării noastre în spațiul european de liberă circulație, a declarat președintele Bulgariei, conform Mediapol. La rândul lui, premierul bulgar Nicolae Denkov a explicat că situația este de-a dreptul inacceptabilă. Acesta a criticat condițiile lansate de Austria și a subliniat că nu este deloc corectă introducerea unor reguli suplimentare pentru Bulgaria și România.